Salutare tuturor și pam pam pam! Astăzi reacționăm la cel mai nou videoclip de la băieții de la Life of Luxury. Adică acest videoclip care se numește Do Not Fall Asleep at Petty Playhouse. Asta ar veni tradus, nu a dormi la casa lui Petty. Nu știu cine este Petty, urmează să aflăm, așa că înainte de a începe v-aș ruga să apăsați pe butonul de like exact așa cum las și eu un like aici. Iar acum haideți să ne uităm și vreau să vă zic că clipurile astea sunt în engleză, eu voi încerca să traduc tot ceea ce este mai important. Deci în acest episod, ei au primit un e-mail de la Becca. Ce nume ciudat, Becca. Deci că e ceva nume de broască. Huh? Ok, deci Becca ne zice în e-mail că sora ei mai mică pe nume Kaylee a dispărut de câteva zile și că o găsit ceva filmare în camera ei și crede că asta are de-a face cu dispariția sorei ei. Bun, să vedem videoclipul despre care ne vorbește. Ce e ăsta, mă? Five Nights at Freddy's. Mă rog, casa lui Petty. Dar seamănă cu Five Nights at Freddy's, nu? Oh! Bă, bă, ceva ce la mă electrocutează? Ia cum arată ăsta. Nu spune părinților tăi. O zis să nu spunem părinților. Bă, doare burta așa, râde, ești nebun? Deci clownul ăla sau manichinul ăla sau ciofi o zis să nu zicem părinților noștri dacă ne ducem acolo. Și-a început să râdă ca și ultimul prost. Ok, deci Becca zice că sora ei probabil a fost păcălită să se ducă în acest loc. Ok, zice că au mai existat persoane care au dispărut în zona aceea. Bun, pornim la drum! Ce credeți, fraților? Acolo a dispărut sora lui Becca, oare? Eu cred că l-a răpit clownul ăla. Chester e supărat că de ce se duc, că nu vrea să se ducă. Iar Parker dorește să se ducă să afle, să vadă dacă o găsește pe sora lui Becca și, ca de obicei, Parker lui nu este frică, iar Chester, uitați-l ce fricos arată. Ok, au ajuns. Bun, se vor duce. Bă, sincer să vă zic, după ce am văzut videoclipul acela, eu nu m-aș duce acolo, dar dacă asta e meseria lor, ok, să vedem ce se întâmplă. Uite, mamă cum arată, frate, în pădure, direct, ești nebun? Uite-te cum arată! Exact, zice Chester că pare abandonat. Uite, casa lui Petty. Arată groaznic, efectiv... efectiv este locul perfect de a fura copii, ești nebun? Bun, se vor duce înăuntru să vadă. Mamă cum arată ușa, ești nebun? Nici nu e închisă, e deschisă. Ia, omul bate la ușă sau ce face? Nu, intră direct. Wow! Parc de distracții. Ok. Știi ce e foarte ciudat? Că nu există lumină. De ce e atât de întunecat? Adică singura lumină e sursa lor de blitz sau ce au. Ok, ceva postere. Seamănă foarte mult cu Five Nights at Freddy's. Uite ce ăla, mă, un ou. Mingiuțe, biluțe, boașe, ia. Ok, bă, și să iasă ceva de acolo, cum ar fi? Ar fi groaznic. Ok, Chester zice că locul ăsta e ciudat. Aprob! Chiar este ciudat, fraților, aprob. Ia, playtime. Poppy, playtime. Ok, Chester nu prea se bucură de locație și vrea să plece. Și Parker zice că nu vor să plece. Parker zice că tocmai a ajuns. Și vor să se uite după Kaylee. Ia, se aude ceva. Ce la, bă? Un cangur! Uuuu, bună seara! Salut! El este Petty, nici nu știu cum se traduce în română. Ok, ne-o bine cuvântat. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ne-o întrebat dacă părinții noștri știm că ne aflăm aici. Nu știu. Da, știe, mami, tati. Parcă a zis că nu știe. Zice convins să se uite după Kaylee, după sora lui Becca. Zice Petty că există mulți prieteni aici. Și o întreba dacă vor să se joace. Ce să se joace? Ba, sincer, eu i-aș da un pumn direct, ești nebun? Adică uitați-vă și voi ce față de prost are. Ok. Bun, o întreba dacă vor să ne jucăm. O zis Parker că nu vrea să se joace acum. Și o întreba dacă ne arată unde este Kaylee. Sora lui Becca. Uite, o zis că ne arată. Zice că ne duce la Kaylee. O, să-l urmărim.
Da, nu cred că este o idee prea bună. Ok. Să vedem ce se întâmplă, chiar sunt foarte curios. Ia, se duc. La 10 seara, 11 aproape. De ce? De ce? De ce? Ia, are ceva în mână, ce are? Urâtule! Zice că Kaylee crede că este acolo. Naughty Boys Room. Ce? Bă, nu știu cum vine exact tradus Naughty Boys Room. Nu știu, băiețelul... Nu știu. Ciudat. Camera băiețelului ciudat. Habar n-am cum să vă traduc. În orice caz, noi știm că Kaylee nu este un băiat. Este o fată. Să vedem ce se află în cameră. Oh! Ce stau? Backrooms. Iar râde ca un handicapat. Oh! Ia mă cum râde. Oh. Ha? Ha? Manechinul e supărat și cred că asta e baia, fraților. O găleată și o hârtie igienică. Și nici nu vreau să știu ce este înăuntru în găleata aia. Iar ăsta râde ca un retardat. Bă, ia mă cum se scalpină așa la burtă ca ultima handicapat. De ce râde așa de retardat, fraților? De ce? Ok. Ăștia au ieșit din cameră, cred. Ia, unde se duc ăștia? Zice că pleacă. Ok, Parker pleacă. Mi se pare corect. La revedere. În sfârșit sunt de acord cu Parker. Vrea să plece. Nu mai stă într-o zonă de asta ciudată. Și mă bucur. Ce asta, bă? Perete din Lego. What? Eu închis cu Lego? Dai cu pumnul, dai cu piciorul. Ia, ia, că l-a putut împinge. Împinge-l, bă, mai tare. Ce asta zice că trebuie să plece. Bă, dă-i mai tare că... Ia că aproape rupe. Ce naiba. Chester, du-te, ajută-l. Zice parcă că îți blocați aici. Vor să caută altă scăpare. Pe geam, pe geam, ieși pe geam. Ăla-i geam? Da, e geam. Ieși pe geam, la revedere. Sparge geamul, sari afară. Du-te, du-te bă de aici. Ce asta, mă, Minecraft? Bă, au blocat toate ușurile și toate geamurile cu dealea de Lego. Ok, vor să mai caute locuri pe unde să iasă. Și parcă zice că ei sunt blocați aici. Și se duc sus să pună camere de filmat. Yeah. Deci oamenii efectiv se vor juca Five Nights at Freddy's în viața reală. Efectiv. Bun, ia să vedem. Pun camere acum? Da, pun camere. Ok. Da, o să pună camere, se duc într-o cameră și se uită, efectiv, ca și în Five Nights at Freddy's. Ok, uite, o pus acolo. Bă, nasol de ei să fi blocat într-o zonă de genul. Ia, ce asta? TV Land. Ar veni lumea televizorului, ceva de genul ar veni tradus. Să vedem ce se află înăuntru. Wow. Ceva plastic, o zis ăsta că e pe aici. Mamă, frate, Dita, mai televizor, cinema, Netflix aici, ești nebun? Ok, Chester caută locuri pe unde se iasă. Oh, stai un pic. Ei s-au despărțit acum, nu? Adică Parker din camera aceea cu televizorul și Chester caută ieșire. Cea mai prostă idee este să te desparți de partenerul tău în zona asta, să-mi bat piciorul dacă nu. Ce dacă unul dintre ei pățește ceva? Hopa! Ia, o găsit, commercial, ar veni tradus reclamă. O găsit o filmare. Bagă filmarea în televizor. Asta e Chester. Cineva bate la Chester. Cred că Chester o să aibă probleme. Între timp ce Parker se uită la filme, ești nebun? Ia-l-ai. Ce e asta, bă? Oh, ia că merge. Ce că-i reclamă. Oh, salut! Da, da. Ce mai minunat loc în care vrei să mergi. Zice că îi place să se joace toată ziua. Ah, da, sunt sigur că merg jocurile alea. Oh, și acolo m-aș duce și aș cânta cu ei. Da, locul meu preferat. Zice că este un secret și să nu zică părinților. Cred că el este impostorul din Among Us. Da, ăsta e locul meu preferat. Aici veneam zilnic să mă joc când eram copil. Vă dați seama. Ia, omul deschide ușa. What? Oh, mi-a picat telefonul. Înapoi, băiatule. Așa, rămâi acolo.
Ia, ce se întâmplă de timp? Ok, cred că la ora 12 este ceva concert. Ia, el e la pian. Ăsta Freddy ce-i la gitară. Și ăsta e cel mai ciudat om. Asta e ciudat că ăla e un om. Restul doi par roboți sau cel puțin poartă o mască. Dar uitați-l, asta îi se vede fața că e un băiat. Mamă, dar ce cringe dansează. Ia la-i. Doamne, ce cringe-i. Am găsut că îi dă cu gitara în cap. Să bag piciorul. Oh! Ia mă, îi face ceva. Bă, i-a picat bluza. Oh, domnule, sunteți ok? Conductor Charlie este somn. Ia, s-a pus cineva la somn. Au! Am revenit la ăsta. Da, Chester, pleacă de aici. Chester, pleacă de aici. Au, nu, se va întoarce. Ăla cred că e ursul, nu? Care dă cu toporul. Zice că fii pregătit să te joci pentru totdeauna. Sunt convins, sunt convins. Ce? Stai un pic, o zici ce mai important. Zice că nu poți să pleci niciodată. Nasol de Chester și de Parker. Bă, râsul la ăsta e cea mai tare chestie. Râde ca ultimul prost. Ok. Ia la-i. Ce face ăsta, bă? Au, cred că l-a înfuriat scaunul. Salut. Vrei să spargem scaune împreună? Haide. Hai să spargem scaune împreună. Hopa. Chester are probleme. Da, cred și eu că are probleme. Ia la-i, frate. O zis bună, prietene. Opa, cred că o să am coșmaruri aseara. Uai, cum arată, fraților. El e Frendo, așa cheamă, Frendo. Dar noi zicem Freddy. Ia-i, mă. Wow. Îl fură pe Chester. Parker, du-te, ajută, ce faci? Oh, bună, a venit ăsta de râde ca ultimul handicapat. Zice că nu așa te comporți cu vizitatorii. De ce tu râde așa? O zis că îi pare rău și că a vrut doar să zic că bună. Adică când vrei să saluți pe cineva, te duci așa la el, frate. Te duci așa, hai, că așa te duci. Zice că e timpul să se joace, dar sună un clopot. Oare e timpul de muzică? Cred că e timpul de muzică. Hopa! Mamă, gata, s-au căsătorit, fraților. Se duc la nuntă, fraților. Nuntă între ăștia doi. Hai, că e nuntă. L-a întrebat pe Chester dacă e ok. Și zice Chester că ursul ăla a început să lovească. Zice parcă că a pus niște camere și să se ducă undeva unde sunt doar ei doi. Fain, hai să feriți direct, ești nebun? Noaptea 1. Uite, e 12 fix. V-am zis eu, la ora 12 ăștia au concert. Ce muzicuță faină, fraților. Doamne, mă, uite, pe ăștia, gata, atât, fraților, tot în regulă. Tot în regulă. Ei fac concert la ora 12, ești de bun? Doamne, ce naiba se întâmplă pe aici? Ok. O muzicuță ca lumea. Hai, Chester, Parker, mergeți acolo, dansați. Să dansăm toți. O zis Parker să se ducă în camera lor. Mă rog, undeva să se ascundă. Nu cred că îi place muzicuța. Nu cred că îi place muzicuța. Chester zice că e periculos aici și că e închis toate ușile și geamurile și nu poate să iasă. Iar Parker e supărat că ăștia cântă. Bă, măcar, nu știu, nu cântă. Faba, n-am ce să zic. Suflet, 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 suflet. Bă, l-a zis că se cacă pe el, vedeți cum face? Ia mă, ce supărat e Parker, bă, ești de bun? Dar îmi place că s-a băgat într-un pat și vor să doarmă aici. Adică, da, mi se pare corect, te pui să dormi aici, nu? E ora 12.22, deci deja cântă de 22 de minute. Ok, vor să doarmă. Mă rog, Parker vrea să doarmă și o zis când se vor trezi, o să se uite la camerele de filmat. Bă, eu personal n-aș dormi într-un loc de genul, aș încerca să scap, nu știu, să sparg cumva peretele ăla sau habar n-am. Ora 1 dimineața și 27.
Deja de o oră și 27 de minute ăștia stau și cântă. S-a întâmplat ceva groaznic, nu-i așa? S-a întâmplat ceva groaznic. Ia, camera cu televizorul. Ok, foarte tare. Și ăștia, ăștia cântă. Ăștia cântă, fraților, nu au nicio treabă, ia l-ai. Stă așa cu gitara, cântă, dă din cap. Parker cu perna pe urechi că nu poate dormi. Nici Chester nu prea pare să poată să doarmă că se cam învârte. Aici e toaleta, dacă trebuie să vă căcați aici, da. Am și uitat de camera asta cu bile, ok. Ok, destul de groaznic cum arată. Deja de 2 ore jumătate ăștia cântă. N-au treabă. Gata, s-a săturat și Chester. O zic că își bagă cioaca acolo și nu mai vrea să audă deloc muzica aia. Ăștia cântă până mâine. N-au nicio treabă. O întrebat Chester pentru cât timp o să cânte. Uite, au trecut 3 ore. Ei cântă de 3 ore. Ok, deci ei cântă de la 12 dimineața până la 3 dimineața. O cam dispărut. Foarte rapid o dispărut, în 16 secunde. Ok. Se vor culca, dar Chester se duce până la baie. Eu nu m-aș duce la baia aia. Baia aia arată groaznic, frate, ce naiba. Da, rip Chester, cred că se va întâmpla ceva greșit cu el. Oh, nu, uite, există o baie ca lumea. Dar ce fain e baia asta. Ce e la roșu? Ce credeți, fraților, e sânge sau nu e sânge? What, zice, distracție plăcută. Distracție plăcută când mă piși sau ce naiba? Se uită Freddy la el. Vrea să-i vadă blengerul acesta, ești nebun? Ok. Ok, cred că i-a trecut pișarea la Chester. Trebuia să se pișe la el în ochi. Serios, mă. Doamne, mă, ce prostii vorbesc. Doamne, iartă-mă. Și gata, s-a pus înapoi la somn. Am zis eu că i-a trecut pișarea. Am crezut inițial că ăsta e WC-ul, da? Se pare că nu. 3 dimineața și 33 de minute. Ia! Mergem în televizor. Normal, chestiile horror se întâmplă doar la 3 dimineața. E ceva acolo înăuntru. Asta e nasol. Camera unde o stat ăștia și-o cântat. Și oare aici ce se află? Ceva monstru nou? Ia, iese un cap. E un craniu? Nu, care are ceva urechi. Cred că o fă ursul ăla. Ei dorm, n-au nicio treabă. Zici că s-a casă, așa s-o culcat ăștia și dorm acolo, ești de bun. Zici că s-a casă, se simt confortabil, n-au treabă. Televizorul ăla merge. Opa, s-o trezit ăsta, s-o spawnat, ok. Unde se duc? S-o dus în camera aia. Foarte tare. Și în camera aia oare ce este? E camera cu bilele sau? Nu, ce-i camera asta? Deci că e un moș și ceva om ciudat pe lângă cu mască. Ăștia doi dorm, n-au treabă, ok. Televizorul merge aici. Ia, ce face ăsta? Ce face ăsta? Se pișă? Fraților! Opa! Aici totul e în regulă. Aici știm ceva că e în bazinul ăsta de bile. Și ăsta nu știu ce face. S-a pișat. Ba nu, ia! Ce, a apărut ceva acolo sau a fost acolo? Ok. Ia, se uită la camera? Cred că a văzut camera. Ia, ce ochi ciudat tare ăsta, bă. Abia aștept să-l mai văd cum râde. Îmi place foarte mult cum râde, efectiv. Se va întâmpla ceva? Nu, ăsta e supărat. Cred că sparge camera. Ok, domnule, ai spart camera. Atunci rămâne secret ce faceți voi pe acolo. Rămâne secret, nu zicem la nimeni, promit. Bun, 4 dimineața. Ia, oprit ăsta un mesaj. S-a trezit Parker. Să uită Parker. Mamă, l-am văzut pe Dumnezeu, ești nebun? Stați un pic, ia vedeți. Fiți atenți, gata. Parker l-a cunoscut pe Dumnezeu aici. Ok. A întrebat Chester că ce face. Și zice Parker că o cameră nu mai funcționează. Zice că se duce să vadă. Nu știu dacă e o idee bună.
Zice Chester că da, n-ar fi o idee bună și să nu se ducă. Și Parker se duce de unul singur, hoppa. Îmi place că Chester îl filmează. Ce credeți, fraților? O să dea de oamenii ăștia ciudați? Ia, s-a spanat și Chester, cred că se duce și el. Salut, Parker. Îmi place cum a apărut omul ăsta așa în cameră. Hopa. Conductă? Conductor? Condiționat? Cineva plânge. Nu cred că Parker. Mi-e frică să aflu. Nu deschide ușa. Nu. Dar ce se aude așa? Deci că ar fi cineva sechestrat sau bătut. Oh, nu e supat. Urmează să aflăm cine e supat. What? Cine asta? Asta e sora lui Becca? O fi sora lui Becca? Și ăsta ce scrie aici? Conductor, Sam. Cred că asta e lista în care vrea să-i omoare. Și Chester este următorul. Și Chester este singur aici. Oh, nu. Cred că ai belit-o, Chester. Ce-i ăla, bă? Ce-i ăla? Că nu-mi dau seama. Îl îmbracă în ceva? Parker, fugi! Fugi, Parker, ajută-l! Ia că fugi ăsta de Freddy direct, ești de bun? Parker fuge din răsputeri, ok? Opa, l-o prins. Îl îmbracă? Gata, îl fură, fraților. Îl duce în backrooms direct, ești de bun? Au! L-a dus! Atât! Oh, nu, camera cu bile! Nu camera cu bile. Chester, fugi! Chester! A belit-o, fraților. Jumpscare, 3, 2, 1 și... Mamă, rip Chester, rip, amin. Amin Chester, scrieți în comentarii, amin Chester. Ok, oare o să scape? Mamă, ce-mi plac clipurile astea. Fugi pentru viața ta, dă-i, fugi. Ia, se ține de carapia. Îl ajută Parker, îl trage. Ok, se duc. Ia mă, ce boss umflat e Parker. Și cum o să scape? Că n-au unde să fugă. Iar s-a spawnat ăsta, frate. Meu, se spawnează peste tot, ești nebun? Ia, e un geam acolo. Sau? Bravo, mă! Explicați-mi de ce n-au făcut asta de la bun început. Efectiv, atât trebuia să facă. Atât. De ce? Bă, măcar au scăpat. Asta e bine. Ia, se duc, fug pentru viața lor. Ok. Ia la mă. Le face cu mâna. Hai că mă mai reîntorc la zona aia. La revedere. Zice că a găsit persoane sub pat. Zice Parker că ar trebui să se ducă înapoi. Oare să se uite după Kaylee? Nu! Noapte bună, Kaylee, îmi pare rău. Da, vor să plece. Asta e cea mai bună idee, să plece. Audă muzicuța. Ăsta e finalul. Scrie aici că s-a dus acasă și i-a dat e-mail la Becca că sora ei probabil încă este blocată în casa lui Pitei sau Petei sau Peter, habar n-am cum se traduce. Zice că Becca îi roagă să se ducă încă o dată înapoi să se mai uite după ea. Nici pentru 10.000 de euro nu m-aș duce înapoi acolo, fraților. Gata cu acest episod. Bă, mi-a plăcut ideea. Seamănă foarte mult cu Five Nights at Freddy's, gen că îs mascote și seara umblă și cântă. E o idee faină. Dacă ți-a plăcut acest episod, uita să apeși pe butonul de like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!